Bună dimineața, Iuliana! Bună dimineața, Marius! Obișnuita pastiluță cu întrebări Da. sau cu conștientizări și după aceea intrăm în Biblie. Da. Întrebarea de la colega noastră sună așa. Ce să facă o femeie cu inima împietrită? Mama s-a comportat intuitiv după învățăturile școlii iubirii, însă a făcut totul mai mult din minte, fără iubire, și față de tata și față de noi. Eu nu am simțit iubire din partea ei, deși îmi zicea des că mă iubește. L-am întrebat pe băiețelul meu dacă simte că îl iubesc și mi-a spus că nu. Cum să fac să ajung la iubire având inima împietrită? Mulțumesc! Păi, inima împietrită înseamnă un comportament din ăsta egoist. Comportamentul egoist împietrește inima. Adică numai pentru mine. Eu, pentru mine, mă. Deci tot timpul pe mine mă pun pe primul plan. Trebuie să facă inversul. Întotdeauna vindecarea la orice situație de viață este inversul. Ai aciditate, mănânci alcalin. Da. Și asta înseamnă că să pună pe celălalt pe primul plan și tot timpul toate situațiile de viață să se restrângă pe sine, adică să nu-și aleagă ceea ce e comod și plăcut și în același timp să dăruiască, iar când are oameni în față, mereu să fie slujitorul lor, să se pună, Da. Să meargă spre ei de jos în sus, adică să le dea întâietate. Adică să facă voia lor, nu voia ei. Tot timpul să fie supusă. Și făcând așa, se încarcă cu energie subtilă, care energie subtilă se transformă în orice. În orice ai nevoie tu. Se poate transforma în bani, se poate transforma în situații fericite, se poate transforma în bunătate și blândețe, se poate transforma în iubire pentru celălalt. Deci iubirea așa se manifestă, prin jertfă de sine. Stai și sar în ajutor celălalt tot timpul, te ofer pe tine să le duci greutățile, și nu știi ce să faci ca să te faci mai fericiți. Și asta e tot. Femeile adesea se întâmplă să se piardă în treburile casnice, crezând că ele le fac pentru cei de acasă și să uite de ei și să îi pună, adică fac treabă, fac curățenie, uită ce au de făcut. Nu, Și aici cei e de acasă problema. totuși, Nu trebuie, da. treburile casei sunt Da. importante, ci din contră apropierea de celălalt și să-i dai întâietate. Da. Adică relația cu el este cea care te îndumnezește. Exact. Și comportamentul față de om din față, dacă te duci spre el de jos în sus, atunci și îl servește, încarci cu energia asta subtilă, ca să te asumă în bunătate, în dragoste, în tot ce vei tu. În ceea ce ai tu lipsă. Poți să nu știi. Spre exemplu, să zice că un om nu știe că el nu iubește. Nu-i nimica. Tu servește pe celălalt că se va transforma în ceea ce îți lipsește. Da. Energia subtilă este prezența lui Dumnezeu, e o energie miraculoasă din care se fac situații de viață oameni. Adică din ea iau naștere oamenii sau situații de viață. Deci este esențială. Un comportament din ăsta jertfitor, adică de supus, de ascultător, în care să îi servești pe oameni, chiar dacă este obositor, chiar dacă e neplăcut, cu cât e mai neplăcut la început, cu atât se dovedește că ai avut un ego. Cu cât ești mai rezistent și nu-ți convine ceea ce faci, cu atât ego-ul tău este mai mare. Până când nu te mai deranjează să fii supus. Și atunci când nu te mai deranjează, s-au schimbat, te-ai umplut de energie și atunci nu mai ai probleme cu bunătate, cu dragoste, pentru că deja le ai. Că nu te mai deranjează să fii slujitorul tuturor, asta este
indicatorul principal al iubirii, al poziției din lumea de dincolo. Adică, cu cât ești, ca să fii apropiat, ca să fii cât mai apropiat de zona aceea de sus, de tot, unde este pragul, de sus al lumii, de dincolo, ca să poți să fii acolo, tu trebuie aici pe pământ să fii sluga tuturor. Adică să nu te deranjeze asta, că ești ascultător, că îi servești pe toți. Indiferent de situații, tu ai sărit în ajutorul celălalt. Nu-ți cauți comoditatea, nu cauți să te ascunzi, să fugi. Da? Adică, din contră, faci invers. Mereu în slujba celălalt, indiferent de oră și mai departe. Pentru că se aplică ceea ce povestea sora măicuței Ana, care a fost pusă să aibă grijă de un stareț de Da. mănăstire care era spital. Și mereu starețul acela o solicita noaptea. Și ea se revolta și zicea, mai lasă-mă pace, să dorm și eu. Și când făcea chestia asta, starețul o solicita toată noaptea. Da. Toată noaptea. E ca să înțelege că în față, de fapt, prin oamenii, prin deranjul respectiv, Dumnezeu te încarcă cu energie subtilă. Și tu îi spui lui Dumnezeu, lasă-mă în pace că nu vreau să mă încarc cu energie. Păi stai puțin că mori. Și atunci trebuie să te... Pentru că bunăstarea și comoditățile îți iau din viață. Indiferent cum, în toate pozițiile. Deci fuga de muncă, fuga de grija celuilalt și mai departe, este de fapt omul pierde energia vieții. Da. Și în momentul în care ea și-a dat seama unde greșește și s-a dus să-l ajute, indiferent de oră, și n-a mai zis absolut nimica, a constatat că starețul nu a mai solicitat o noapte. Deci oamenii nu fac, nu te deranjează că vor ei, ci Dumnezeu te deranjează prin el. Bine, când înțelegi acest lucru, nu mai ai cu cine să lupți. Este fundamental. Toată cultura noastră, toată știința și religia de la Noul Testament încoace a fost construită pe ideea că exteriorul trebuie să te facă fericit. Dar în școala iubirii este total pe dos, interiorul determină exteriorul. Deci eu cu cât sunt mai săritor în ajutorul celălalt, cu atât celălalt nu e mai nevoie să mă deranjeze. Că ei te deranjează, deci Dumnezeu prin ei te deranjează, doar ca să te încarce cu energie. Sau te calcă în picioare, sau te umilesc, sau te jignesc, sau te solicită, te exploatează. Toate lucrurile acestea sunt de fapt pentru binele tău, nu sunt împotriva ta. Noi Da. punem întotdeauna etichete negative. De ce? Întotdeauna, pentru că punem cauzele lucrurilor în afară, din cauza acesta noi funcționăm cu etichete negative, căutând să ne protejăm pe noi. Pentru că ne vedem o ființă separată și fiind ființă separată, în sistemul de dualitate, divizați, de Da. preoți, de toată lumea divizați, noi încercăm să ne, când te-ai divizat, apare un eu. Și încercăm să ne apărăm eu, adică identificarea cu corpul și credem că suntem corp. Deci trebuie invers, să nu te protejezi, să nu cauți binele propriu. Asta înseamnă Dumnezeu. Deci Dumnezeu este nu binele tău. Dacă ți-ai căutat binele, ai început să mori. Este foarte periculos. Deci stăpânii la lume cunosc lucrurile astea, că toată ziua le studiază. De mii de ani studiază la măsuță și le dezbat, au cărțile la groase ale lor. Și le știu asta. Și din cauza asta, când au creat acest sistem, că sistemul este creat de ei, au creat limbajul și au creat toate conceptele și au creat exteriorul. Și lumea aceasta plină de bunăstare și comoditate. Și ne-a dat impresia, prin scindare, prin divizare, ne dau impresia că noi suntem importanți, că avem nevoie de fericiri din afară. Și noi luptăm pentru el o viață întreagă. Cu cât lupți mai mult, cu atât pierzi mai multă energie vitală. Deci, când aștepți ca exteriorul să te facă fericit, nu te va face niciodată fericit, că nu are cum, că el e secundar. Și ceea ce e secundar nu poate să sature ceea ce este primordial. Sunt și sisteme diferite. Deci, energia vibrațională înaltă nu poate să fie săturată de o energie vibrațională joasă. Este imposibil. Deci, noi așteptăm să ne dea viață și energie, ceea ce nu ne poate da niciodată viață. Și am construit tot sistemul ăsta că este fals, cu vitamine,
cu medicamente, cu tot felul de exerciții, cu meditații, cu rugăciuni, cu penitență, cu liturghii, e un sistem din acesta în care noi așteptăm din afară cineva să ne facă fericiți. Când fericirea se obține numai prin jertfă de sine, invers. Când te jertfești pe tine, spațiu gol, care se face, vine automat divinul pentru că natura lui se ocupe golului și el după aceea îți dă tot ceea ce ai nevoie. Este foarte simplu, dar nu este, este contraintuitiv. Pentru că noi nu ne mai putem apăra. Adică, îți dai seama, mergi pe Dumnezeu când nu te aperi. Mergi pe Dumnezeu când nu-ți cauți binele. Adică, mergi la servici și nu mergi cu mașina. Mergi pe jos, alegi greu. Când alegi greu, mergi pe Dumnezeu. Când nu-ți faci plăcerea, mergi pe Dumnezeu. Și te încași cu energie subtile. Când îți faci plăcerea, pierzi viață și mori. Și noi, că toată ziua suntem învățați de reclame de peste tot, toată lumea caută ceva mai frumos, mai bun, mai sus, și ceva de departe. Lucrul ăsta l-au introdus prin a pune un om mai presus decât alți oameni. Când au făcut chestia aceasta, au creat egoul, egoul s-a întărit, a creat lumea exterioară, ne-a nebunit, ne-a scindat și ne-a nebunit să alergăm după exterior care niciodată nu ne poate face fericit. Și de fapt, exteriorul doar ne omoară. Deci lumea noastră modernă, în care suntem noi acum, cu toate atracțiile și fericirile ei, doar ne omoară. Trebuie să înțelege că doar ne omoară, doar ia din energia noastră. Noi ne naște cu o energie fixă, să zic 130, 150 de ani, 200 de ani, depinde fiecare, și că nu știm, și atunci le consumăm. Uite, putem ști dinainte cu câți ani ne naștem. Cu cât omul caută plăcerile vieții mai mult, și nu moare repede, că normal ar trebui să consumi energia și să nu mai. Da. Dacă nu moare repede, înseamnă că el a fost proiectat pentru mulți ani. Aha. 130, 150 de ani. Dar dacă el reușește să atingă 90, 100 de ani, înseamnă că el de fapt și-a irosit energia, că putea să ajungă la 130, 150 de ani, dar a pierdut-o pe plăcere. Deci îți dai seama, fiecare își dă seama. Sau din momentul în care apar bolile. Dacă apar bolile așa brusc deodată, înseamnă că omul acela avea o dimensiune a vieții, o lungime a vieții mică. Da. Dacă nu apar bolile, el are, să zicem, 70 de ani, 80 de ani. Și nu apar bolile 90 de ani, înseamnă că el este proiectat pentru o lungime mare de viață, dar o irosește. Adică el, Dacă chiar dacă o irosește, totuși nu apar bolile. da. Are Și dacă energie apar vitală. bolile de vreme, ce înseamnă? Că apar ca să-ți mai lungească viața, nu? Păi da, ca să-ți lungească viața. Da. Bolile, necazurile. Da. Încearcă Dumnezeu să te desprindă. Și noi ar trebui să știm chestia asta. Adică să nu te... În clipa când apar în valuri bolile sau necazurile, în viața Da. omului e clar, trebuie rapid, încep să te limitezi, să ai o viață așa ascetică, dăruiești ceea ce prisosește, nu te mai preocupi de tine, nu știi ceva, ca Da. să te poți încărca cu energie. Că e vorba, ești ca o baterie. Dar pentru că proiectul tău de viață nu are mulți ani, trebuie măcar să nu-i pierzi. Că Da, întotdeauna da. pe fericirile lumii se pierde viața. Deci omul acela nu are voie să bea cafea în fiecare zi. Nu are voie să mănânce mai mult decât trebuie, nu are voie să fumeze, nu are nevoie de sex. Deci omul acela trebuie să se conserve pe sine pentru că nu are de unde. Deci dacă apă bolile, este clar, trebuie să se limiteze. Da. Sau apar necazuri în viață, sau greutăți la înaintare în viață, că sunt de toate felurile. Și îți dai seama, imediat, dacă tu te duci dimineața la servici și nu vine imediat tramvaiul, clar, nu ai energie, ești cu gândul un viitor, la un viitor fericit. Și vei Da. suferi, adică ziua va fi nenorocită, oamenii te vor umili. Și trebuie să știi, de nu omul e de vină, e un mecanism de încărcare. Lumea e un mecanism care te încarcă, nu ai treabă cu oameni, dar e perfect. Adică Dumnezeu îți dă ceea ce îți trebuie în momentul potrivit. Dacă tu alegi, pe exemplu, să mergi cu mașina, ziua s-a stricat. Dacă alegi să bei cafeaua de dimineață, gata, deja cafeaua ți-a luat din energie. Și o Da. să întâmpi greutăți la înaintare. Lucrurile nu se mai potrivesc, nu mai ies bine cum trebuie. Apare nefericirea în timpul zilei, oamenii te umilesc, își bagi joc de tine, toate chestiile se întâmplă de la o simplă cafea. Păi cine te-a pus?
dar pentru că nu li se explică. Și vreau să spun că chiar dacă li se explică, tot nu fac. Tot nu. Știi cum? Am dat eu odată un exemplu pe Facebook și era cel mai vizitat postare. S-a făcut un experiment. Au fost luați un grup de bază și un alt grup. Și unii au fost supuși la o alimentație restrânsă, ceilalți nu au fost supuși la alimentație restrânsă. Și li s-a spus ălora care erau restrânși că dacă reușesc să mănânce 3 luni de zile, să mănânce foarte puțin, sub 600 de calorii pe zi, adică mâncare brută, o dată pe zi, mâncare cât mai brută, fără gust și apropiată de natură ca omătură, li se prelungește viața cu 25 de ani. Li s-a spus lucrul ăsta, dacă reușesc să fac asta. Da, nu, am greșit eu. Li s-a spus dacă comportamentul lor este tot timpul așa. Deci tot timpul mănâncă așa. Cel mai mult au reușit unii să țină 3 luni de zile, dar după 3 luni de zile s-au lăsat. Concluzia că era, și chiar dacă ți s-ar prelungi viața cu 25 de ani, tot nu vor. Deci, îți dai seama. Deci chiar dacă ar câștiga 25 de ani la viață, tot nu vor să câștige 25 de ani la viață. Adică atât de important este pentru ei fericirea lumii, adică atât de spălați pe cap, atât de îndrăjiți, atât de atașați de materie sunt, încât chiar dacă le spui, uite, dacă tu mănânci numai așa, tu vei crește, îți vei crește lungimea vieții. Nu o face nimeni. Dar eu mă gândesc că totuși chestia asta e jumătate de cheie, cumva, cumva. Că merge mână-mână cu slujirea. Că dacă tu, hai să zici, mănânci puțin o perioadă de timp, dar ai tu tot timpul liber pentru tine, tot pici. Pentru că nu mai poți să-ți stăpânești mintea, tot te duci spre plăcere. Da, Deci, așa explicăm de ce se pică. da. De, informația asta poți să o dai, dar nu va urma nimeni. De ce se pică? Da. Lipsește, exact cum ai spus tu, jertfa de Da. sine, adică Da. slujirea celorlalți. Exact. Asta lipsește, care să încarcă cu energie, nu se mai simte nemulțumit și nu mai are nevoie de mâncare. Da. Da? Deci lipsește. Deci această informație e zero. Dacă Da. spui unui om care el își conservă bunăstarea în continuare, bunăstarea e foarte puternică. Fericirea vieții de zi cu zi este, pentru om, este fixă, este bază. Când ar Da. trebui să-și o jerfească, să jerfească binele său pentru ceilalți, atunci se căca cu energie. El mereu trebuie să se gândească în sistem de cum pierd eu viață. Da. Deci, măi, mă duc la servici pe jos sau cu mașina, unde pierd o viață? Mănânc plăcinta sau nu mănânc? Unde pierd? Fug de muncă la servici sau nu fug de muncă? Unde pierd viață? Mereu să se întrebe cum pierde el viață. Da. Deci, în momentul în care te jerfești pentru ceilalți, câștigi viață. Dar când fugi și îți cauți binele propriu, o pierzi. E invers, e contraintuitiv, dar așa Da. funcționează lucrurile. E ca la o baterie. Dar el, având bunăstarea acasă, degeaba îi spui informația asta, că el va pune bunăstarea pe primul plan. Deci Exact. trebuie să înțeleagă întâi că trebuie să se jerfească pe sine tot timpul, să facă toate lucrurile de care spuneam noi, se încarcă cu energie și atunci nu mai este dezechilibrat, nu mai are adicții, dispar adicțiile. Și când au Da. dispărut adicțiile, atunci el poate să urmeze o asemenea dietă sau comportament alimentar. Altfel nu poate. Deci baza este jerfa de sine. Exact. Adică, culmea este exact ceea ce nu ne place nouă. Nu, nu ne place să ne jertfim pentru ceilalți sau să le dăm întâietate sau să fim sclavilor. Sau ne mai place așa să zicem după placul nostru. Azi Ne place acasă. parcă am timp azi între 3 și 4 m-aș jerfi puțin, dar dacă nu mai am chef, mai lasă-mă să mă uit la un film. Da, după chef. Băi, fii mulați ăla din viață. Exact. Da. Că știi ce? Presiunea din față care te solicită vine exact când nu mai ai viață. Deci dacă cineva zice, hai, vino să mă ajuți pe mine și tu nu te duci și tu zici, lasă-mă că să termin filmul acesta, ai pierdut energie pentru că a venit, Dumnezeu vede tot timpul continuu și zice, acum încarcă-te și îți trimite pe unul care te deranjează și tu zici, nu vreau.
Păi atunci Vreau să mă pierdut. descarc în continuare, că mă mai uit la film. Da, atunci trebuie să-ți vină o presiune mult mai mare din față și îți va veni. Prin tine, prin copil, prin ceva și te va deranja. Adică te va solicita să ai grijă și mai mare. Da. N-ai vrut atunci? Uite, acum va trebui mult mai mult să te îngrijești de ceilalți. Grija pentru ceilalți te înalță. Deci, cu cât suntem mai solicitați, putem spune și așa, mai mult, putem spune și așa. Sunt toate facturile care ne vin de câte ori am zis noi nu. Sunt automate. Da. Hai să mai vedem o întrebare. Deci suntem noi, știi cum suntem aici, la un fel de sanatoriu pe pământ. Da, Suntem da. într-un sanatoriu unde Dumnezeu este doctorul șef și doctorul inimilor noastre și când observă că, uite, scad bătăile inimii, uite-te, repede, sar la el. Da, Nu-i da. ceva. Solicită, ridică-l. Noi îl împingem, îl dăm Păi, la o parte. respirație artificială, că moare. Da. Și noi ne luptăm cu el. Ne Spunem, nu luptăm trebuie. cu ăla care îți face respirație artificială. E Da. pedos. Am spus eu că suntem nebuni. Da. Încă o întrebare. Zice, puteți să-l întrebați pe domnul Marius de ce evreii resping de multe ori într-un mod agresiv oamenii care nu fac parte din comunitatea lor? Asta pentru că ei respectă doar Vechiul Testament care încurajează respingerea celor care au alți Dumnezei și nu adoptă Noul Testament care încurajează iubirea între oameni? Și Noul dacă ar... Testament nu Da. încurajează invers. Păi exact, vine după dogmă, probabil, din moment ce zice că vechiul respinge pe cei care au alți Păi te Dumnezei. uiți la viața de zi cu zi. Da. Viața e război, sunt miliarde de oameni care mor, e foamete, este suferință în lume, nu? Da. Și zice, da, am întâlnit în Vechiul Testament cumva pasaje care încurajează acceptarea și iubirea aproapelui. Păi să-i recomandăm canalul de convorbiri religioase. Acolo Da. Să sunt multe asculte. situații pentru că accentul este pus pe robul tuturor. Când ești robul tuturor, ești salvat. Da. Aici era criteriul la Dumnezeu. Când vedea că ei nu mai erau robii tuturor, îi dădea pe vrăjmași, îi dădea în mâna vrăjmașilor și îi făcea robi. Era Da. simplu. Era simplu pentru Dumnezeu. Îi dădea să fie rob și după aceea Da. robia era cea care îi vindeca de înfumurare, de nu știu ce. Și dacă nu reușea prin robie, 8 ani, nu știu ce, mai stai 18 ani. Sau invers, au stat 18 ani, mai stai 8 ani. Deci asta este, vindecarea se face numai prin sluga tuturor, să fii sluga tuturor. Și e Da. spusă clar acolo, în Biblie, în multe feluri. Dar cel mai frumos lucru la Vechiul Testament este înțelegerea care ți se dă că Dumnezeu e în toate pozițiile, este eliberatoare, pentru că Da. dispare dușmanul din față. Atunci înțelegi că omul din fața ta nu este un om, e Dumnezeu care a luat rolul unui om și a luat o mască pe față și el lucrează la tine corector cu nivelul nostru de orgoliu și sau de atașare. Cu cât orgoliu e mai mare, cu atât oamenii din față trebuie să ne deranjeze mai mult. Și apoi ne uităm la ce ni se întâmplă în viața noastră. Dar e Da. vorba, nu e extins peste tot. Adică nu numai omul ne deranjează, te poate deranja o cioară, mergi pe stradă. Am văzut ieri ciori. Se uită la mine. Ciorile pot să atace. Deci te poate ataca. Deci, în funcție de orgoliu tău, te-a atacat. Sau vine un câine și te mușcă pe la spate. Da. Deci, întotdeauna ce vine din față, vine pe nivelul tău de orgoliu sau de atașare, de plăcere vieții. Cu câte atașare este mai mare și orgoliu la fel, ca să înseamnă atașament, înseamnă idolatrie. Și idolatria în corespondentă noi se numește eu pe primul plan. Adică diabolizare. Eu pe primul plan, bine meu, adevărul meu și dreptatea mea. Ne facem Dumnezeu nostru și dăm afară pe Dumnezeu cel adevărat. Asta e. Și se vede asta imediat că omul începe să fie agresiv. Agresiv. Ei au o chestie, voi. Și foarte interesant a surprins-o și Costi Ioniță. Sunt așa agresivi, nu știu ce, dar ei sunt restrânși. Ei duc o viață restrânsă. Adică au regulile acestea care nu le dă voie spre bunăstare, spre mai mult.
Ei nu se îmbracă mai frumos, ei nu-și caută haine mai frumoase, ei caută invers, merg spre simplitate. De aia zic, ăla este popor. Deci iubirea acolo se vede. Și faptul că resping pe cei care zic că sunt iubire, pe Noul Testament îl respinge, e normal să-l respingă, pentru că îl tratează ca pe tentant. Deci este o învățătură în care dă libertate la bunăstare. Pentru că a pus un om mai presus decât toate, a pus esterul, a făcut idolatrie. Eu pe primul plan și esterul pe Da. primul plan. Și e normal să-l respingă. Deci nu este un rău că resping pe ceilalți. Așa trebuie să respingă. Și ei se duc spre împuținare, continuu se duc în jos. În jos, au o viață simplă. Nu se duc. Pe când noi, uite-te la noi, când mergi pe stradă, nu cum se îmbracă, sunt videouri pe internet, viața de noapte în Londra, în mai știu ce țară, peste tot lumea. Deci asta este, sunt superior din punctul ăsta de vedere. Asta este calea. Deci calea, ca să, de aia ei vor supraviețui. O Da. să supraviețuiască față de alte popoare. Seamănă mult cu musulmanii în comportament. Adică se limitează. Bun, că sunt musulmani care s-au luat o rasna și s-au dus pe bunăstare. Așa cum Dar sunt și evrei care s-au dus spre bunăstare și sau poate sunt, dar nu știu, nu sunt prea evrei aceia. da. Dar evreul tradițional se duce spre, că nu are cum să se ducă spre bunăstare, se duce spre limitare de sine. Am fost uimit, dacă te uiți pe, au niște filme de acestea la pas, merg la pas prin orașe și merg mult timp, o oră, două, trei ore. Și am văzut 3 ore o plimbare printr-un orășel de-al lor, n-am văzut o femeie cu înflorată, n-am văzut o femeie cu fustă scurtă, n-am văzut o femeie care să nu-și acopere părțile corpului, că n-are nicio parte vizibilă. Toți bărbații erau în pantaloni negri și cămașă albă. Deci nu, sunt față de noi, asta e, sunt mult la distanță, pentru că civilizația noastră asta, bazată pe Noul Testament, este o civilizație care este bazată pe materie. Deci ei au creat Noul Testament, că tot de ei este făcut. Au creat ca să ne distrugă pe noi. Și noi îi zicem iubire la ceea ce de fapt îți ia viața. Și nu știm și nu vedem lucrul acesta. Deci bunăstarea, comoditățile, satisfacțiile create de Noul Testament. Sfântul Apostol Pavel, într-una dintre epistole, nu știu dacă e Tit sau e alta, spune clar de ce am citit noi, de ce a creat Noul Testament. Da. A fost creat ca să scape de regulile acelea și de primordialitatea, de respingerea primordialității materiei, ca să poată să se îmbogățească. Au făcut chestia asta, dar ei știau foarte clar, dăm drumul la ceilalți, ceilalți să se îmbogățească, pentru că vor veni forțele cerului și vor dobori și a slăbit. În modul ăsta sunt popoare slabe și ei sunt un popor puternic, deci Dumnezeu este cu ei, nu e cu noi. Pentru că noi căutăm bunăstarea, noi căutăm, suntem idolatri. În cauza asta, deci, și ei explică, spun pe față, în sute de cărți, mii de cărți, de mii de ani, ei au scris cărțile acestea despre Noul Testament și au explicat ce se întâmplă acolo. Și ne spune și în față că voi nici nu merită să trăiți. Eu înțeleg cumva, dar parcă nu înțeleg până la capăt, poate nici nu trebuie. Adică dacă totuși mă restrâng, de ce ar trebui să fac rău altcuiva? Adică cum să fie Dumnezeu cu mine dacă eu disprețuiesc pe toți ceilalți, indiferent cum ar fi ei? A fost o bătălie la început între Esau și Iacob. Asta a fost problema. Și Esau a înghițit faptul că a pierdut întâietatea, întâi născut Da, da. fa față de tatălui. A pierdut chestia asta, dar a zis că lasă că mă răzbun eu. Și răzbunarea a fost că a respins tot ce propovăduia ramura adamică prin Da. Moise și pe Iacob. Adică baza era acolo să fii slujitorul tuturor. A respins.
Și atunci a creat Noul Testament, unde nu mai e slujitorul tuturor. Noul Testament, eul este pus pe primul plan, ego-ul este pus pe primul plan. Dar Adică este idolatrie. Și cu asta ei trebuie să respingă idolatria, nu au ce face. inclusiv când creezi așa ceva, nici tu nu ești slujitorul tuturor dacă creezi chestia Deci asta. ramura lui Esau, din interiorul, ei sunt Da. două grupe, două triburi De evrei, da. de evrei. Și noi acum la cine ne uităm? Dacă ne uităm la ramura lui Esau, este cea care a creat civilizația individualistă, care este acum și a dus la moartea miliarde de oameni. Cealaltă ramură este ramura care te ducea spre rai, adică spre autolimitare. Da. Pentru că măsura în care erai limitat, erai în acord cu Dumnezeu. Făceai ceea ce Dumnezeu făcea. Și atunci erai ocrotit. Asta este sistemul de ocrotire. Trebuie să faci, ca să fie Dumnezeu cu tine, trebuie să faci ce face El. El ce face? E sluga tuturor. Nu? Ce face soare? E sluga tuturor. Ce face aerul? E sluga tuturor. Ce face apa? Ce face pământul? Tot ceea ce face natura? E sluga tuturor. Ce fac celulele noastre? Sunt slugile tuturor. Ce face organul nostru? E sluga tuturor. Deci asta este modalitatea de a-L cunoaște pe Dumnezeu și a fi în acord cu El ca să nu vină să te lovească. Și lovitura Lui este blândețe. Este dragoste. Lovitura Lui este lovitură de te poate omorâ, nici nu discută. Dar lovitura Lui e blândețe pentru că trebuie să te lovească ca să te îndepărteze de materie. Deci, prin ei, prin acești oameni care se restrâng, Dumnezeu acționează. Este ca o mână nevăzută care trece prin ei pe ceilalți. Dacă Dumnezeu zice că ăia nu merită să trăiască, așa este. Pentru că zice din poziția unui om care se limitează pe sine. Are multă dumnezeire și vocea lui Dumnezeu se aude prin el. Omul care este înfumurat, se ocupă de binele propriu, nu aude lucrurile acestea. Și pe de altă parte îi se împotrivește. Dumnezeu îi se împotrivește toată ziua, are toate suferințele de pe lume. Deci nu e o fericire a avea, e cea mai mare nefericire. A avea mai mult decât îți trebuie, e cea mai mare nefericire. A Să căuta știi, fericirile și plăcerile lumii este durere. Marius, totuși, adică dacă tu ca persoană sau eu sau oricare dintre noi ne restrângem așa ca la carte și suntem pe, nu ne mai întoarcem din drum, nu mai balansăm și, adică nu putem avea dreptul să spunem cine are dreptul să trăiască și cine nu? Și Dumnezeu e cu noi? Că eu așa am înțeles, că dacă ei se restrâng, atunci Dumnezeu e cu ei pentru că Și poate să spună asta în orice și formă. poți să spună asta? Da, prin ei, prin omul care e strâns, poate să spună. Poate să fie, cum să zic eu, să fie exigent, poate să fie dur. S-a întâmplat, prin prorocii aceia, sunt în Vechiul Testament o mulțime de proroci foarte duri. Se poate să fie dur. Uite, și prin Moise a fost dur, nu? A fost dur. Se poate să fie dur prin ei. Și atunci, noi dacă tot vorbim tot timpul de soare, de Suntem și iubire. noi duri pentru că îi supărăm maxim pe cei care caută plăcerile vieții. Adică, cine caută plăcerea? Noul Testament caută plăcerea. Deci, eu pe primul plan, ce înseamnă? Un om mai Da. presus decât toate înseamnă eu pe primul plan, înseamnă o casă mai frumoasă, înseamnă materia mai presus de toate. Da. Păi noi nu suntem răzvrătiți. Noi suntem cei răzvrătiți. Și bineînțeles că partea cealaltă trebuie să fie exigentă, dură. Se exprimă exigent oricum Dumnezeu. Când prin faptul că te lovește printr-un om care îți dă una în cap, e dur. E Da, dur. da, E dur da. la fel ca și aceea. Aceea, băi, îți spun, nu ți se explică. Eu consider faptul că ți se explică, băi, nu te duce spre materie, nu o pune pe primul plan. Nu pune un om mai presus de toate, că asta e idolatrie. Și faptul că ei te resping, e normal să te respingă, pentru că acolo e moarte. Și nu pot să. Bine, adică, uite că și noi, dacă spunem niște lucruri, asta nu înseamnă că noi am dorit ca ei să audă, să se trezească, nu am dorit ca noi nu ajungem să-i considerăm că sunt Se nedemni chinuiesc, sau să nu știi, se știu. chinuiesc, cuvintele noastre ard, cuvintele noastre deranjează, supără maxim, se înfurie, trântesc. Se simte momentul în care sunt radical și
te atacă și vrea să te corecteze, să te schimbe, ei te trântesc. Ei vor să te elimine din univers, vor să scape de tine. E dorință de a ucide. Și întotdeauna, cine are această dorință să te omoare? Diavolul. Ei sunt diabolizați. Și zic că Da. religia iubire, unde iubire? Că nu vă nicio iubire. În momentul în care au scos primele două, deci au eliminat cele 10 prunci, că erau acolo, veneau de la Da, Dumnezeu. Nu da, trebuia să da. vii tu cu altceva. A zis, lasă-mă în pace, lasă-l pe Dumnezeu, că nu mai avem treabă cu el. Și au pus niște accesorii, au pus în bătaie de joc, au pus de la coadă, din poruncile de la coadă, care sunt niște rezultante, niște concluzii. Și nu au pus aia primă, alea două prim care omoară, să nu-ți faci chip cioplit, idol, să mă iubești din toată inima ta, din tot sufletul tău. Dacă le-ai eliminat pe alea, ne-am tăiat legătura cu Dumnezeu. Noi murim. Deci omenirea moare. Dovadă că, uite, vine cazurile din față și am intrat în blestem automat. Că zice, deci este excepțional Vechiul Testament, este excepțional, este perfect. Și zice, ați intrat acum în blesteme și nu în orice blestem, nu vă mai dau voie să vă apărați. Și asta suntem noi. Îți vine ID-ul digital și nu te poți apăra. Oamenii nu înțeleg. Și nu, ăștia la care mai înțeleg se întreabă de ce nu acționează nimeni, de ce nu se apără. Uite-te, vine cu ID-ul digital, o să-i împungă cu forța și îi omoară. Îi bagă în grila aia de trei, ca la Divergent, filmul Divergent, castele acelea trei și dacă nu au nevoie de ei, i-a scos din funcțiune. Putere absolută. Și nu văd, și nu înțeleg. Dacă le spui chestia asta, se înfurie. Da? Oh, sau cum? Cine a murit în 2 ani de zile? Au murit cei care au zis că sunt credincioși. Numai aceia au murit. Numai cei care au zis că sunt credincioși. Dar erau dogmatici. De ce? Că le-a fost frică de viață. De ce le-a fost frică de viață? Că pentru că au pus eu lor pe primul plan. Matei pe primul plan. Ei au murit primii. Și ei a coincid cu cei care zic că sunt credincioși. Cei care a fost necredincios a fost salvat în stilul și în ordinea lor. Adică după conceptele lor. De cel care a fost ateu, dezinteresat și mai departe, nu a luat imediat și-a dat seama că a fost Dumnezeu cu el. E total pe dos. De cel care este credincios și merge la duminică, duminică, la biserică, este cel mai necredincios. Pentru că el își pune încrederea în ceva din afară, nu își pune încrederea în comportamentul. Nu înțelege că Dumnezeu este în el. Nici nu-i trece prin cap. Nu-i trece prin cap că dacă ar fi slujitorul tuturor, că rugăciunea ce evită? Slujirea. Deci omul face rugăciune, liturghie, meditații, exerciții, că toate, intră și New Age, că dogma religioasă e una cu New Age. Ei sunt exact același principii. Da. Pe modern, pe limbaj modern. Și ei fug de fapt de jertfă de sine, de sacrificiu pentru ceilalți, să nu facă voia aceea. Ei sunt extrem, extrem de egoiști și cel cu ea este frică că își pierde viața, o va pierde. Trebuie să o piardă. E cu necesitate. Deci, este un mecanism, ei au gândit acest mecanism și l-au creat, care este cu auto-întreținere. Adică, și omul se distruge singur. Dacă pui materia pe un plan, înseamnă că asculți. Te-am divizat, înseamnă că n-ai avut minte. Deci, o formă de selecție aici. Cel care nu este înclinat spre satisfacție, lui se va supraviețui. De azi ziceam că cea mai mare bogăție, cea mai mare comoară pe care mama poate să o dea copiilor ei, este să nu îl învețe, să nu pună pe primul plan fericirea acestei lumi, că îl omoară. Da. Și face viața nenorocită de nu se vede, știi? Nu. Pe primul plan trebuie să fie sacrificiu de sine pentru ceilalți, pe sine să se uită. De ce? Pentru că în momentul în care el se jefuiește pentru ceilalți, se încarcă continuu cu energie. Și Da. energia aceasta se transformă în tot ceea ce vrea el. Este ca un gin din o mie și una de nopți care vine la tine și spune, iată-mă. Zicea și în Biblie, în Vechiul Testament, iată-mă, David am impresia. Iată-mă că a făcut multă jertfă și Dumnezeu a venit și a zis, iată-mă ce dorești, știu că dorești foarte mult ceva, ce dorești, vreau înțelepciune. Bine, a zis, pentru că tu ceri ceea ce nimeni nu cere, pentru că toată lumea avea bunăstare și nu știu ce, îți voi da,
Dar îți voi da și ceea ce nu ai cerut, pentru că meriți. Deci ăsta e sistemul ca să poți să primești restul. Deci tu să faci jertfă de sine și dacă vede Dumnezeu că te jertfești tuturor la fel, lasă că restul îți dă el, nu e nicio problemă. Nu-ți face probleme. Deci asta este marea comoară pe care o mamă poate să o lasă copilul ei. Această înțelegere că trebuie să fugă de materii, de comodități, de bunăstare, de satisfacție, să se restrângă continuu. Deci asta este cea mai mare comoară pe care a dat-o Zamolse. Cogaionul, Școala Miracolelor, ce s-a întâmplat acolo? De ce a învățat să fie jumătate de oameni? Este cea mai mare comoară, că dacă ai jumătate de om, nu te mai duci cu totul spre materie, Ești atât iei din neechilibru. materie atât cât ai nevoie și în spațiul gol intră Divinul și El îți binecuvântează viața. Și erau oameni foarte fericiți. Păi de aia erau fericiți. Deci asta este. Exact ca ăia din triburile acelea din Amazon, Da. care nu cunoșteau nefericirea pentru că nu aveau timpul trecut și timpul viitor. În limbajul lor, erau în limbaj Ahai de bază. Era limbajul acela, cum să zic eu, fundamental, limbajul divin de Da, bază. da. L-ai văzut că ți l-am trimis, l-am găsit în engleză. Nu m-am uitat. Documentarul, da. Se numește Gramatica Fericirii. Da? Mi-ai trimis cartea? Documentarul ți l-am trimis. A, documentarul. Nu l-am văzut, să mă uit. Da. Da. Abia aștept. Mai luăm întrebări? Da, mai Sau? luăm niște întrebări, Da. cum avem puțin. De fiecare dată când intervenim în aspectul nostru, creăm eul și îl întărim, nu? Gen păr vopsit, machiaj, cercei, etc. Și e ca și când îi spune lui Dumnezeu că tu n-ai făcut, Doamne, bine și stai că-ți arăt eu cum. Dar zice, și bărbații se tund și se bărbieresc. Ei nu pierd energie? Dar cum să nu? Dar și prin bărbierire se pierde energie. Normal ar trebui să se țină barbă. Barbă, da, că așa era pe vremuri. Și aveau și bărbații părul lung pe vremuri, nu? Da, sigur că da. Sigur că da. Și tunsul ăsta este tot același lucru, fac și ei. Da. Ca și mine. Ca și tine, asta vreau Ne să spun. luăm Începe tu, după regulile Marius. lumii. Da, ne luăm după regulile lumii. Da, aici este la bărbat. El are 68% de energie subtilă. El are Are de unde luni să de piardă. pierdere. Femeia nu are de unde să piardă. Are 20% pentru ea, imediat pornesc Da, necazurile pe capul ei. sigur. Are Plus că la 20%. femeie e mult mai accentuată. Are 80% Da. răzvrătire. Da. Ea luptă cu Dumnezeu. Ea vrea să ia locul. Da. Hai să luăm pe următoarea. Zice, ce faci dacă toți oamenii din jurul tău îți spun doar să te vopsești și să-ți iei haine sau să te aranjezi ori să strângi bani? Nu pare să vorbească divinul. Și cum să faci supunere la așa ceva? Dacă facem supunere multora din cât sunt, toți ne trimit, nu toți ne trimit spre viață. Deci, în momentul în care femeia se jertfește pentru ceilalți, adică le dă întâietate și îi slujește cu tot dragul, ea se încarcă energia vitală și oamenii aceia nu mai zic nimic. Da. Deci ei zic atâta timp cât ea nu are energie, dacă are energie, îi tac. Nu e problema cu ei, e problema cu ea. Că nu are energia subtilă, nu are energie. Și a căutat comodități. Na, s-a pierdut energie pe mașină, pe mai știu ce, pe plăcintă. În infinite moduri se pierde energie. Eu înțeleg că sunt normele acestea sociale și vrea să arată bine sau și mai departe, cu toate că trebuie să evite lucrul ăsta. Să nu atragă atenția este esențial, pentru că i s-a adus energia pe... Atrage atenția bărbaților, dar s-a adus energia spre ei. Și după care atrage atenția tocmai bărbaților care sunt agresivi, sunt prădători. Ăștia au energie foarte joasă. Se face un cordon energetic și le ia din energie continuu. Că bărbatul se gândește tot timpul la o femeie și 2 ani de zile se gândește la ea. Dacă a văzut-o pe stradă și a plăcut de ea, tot timpul își face scenarii. Deci este Da. periculos. E trebuie să se îmbrace cât mai neutru, neatrăgător, da? Să nu-și Da. descopere părți ale corpului, să nu se aranjeze ca să nu atragă. Bărbatul imediat înțelege, dacă te-ai îmbrăcat frumos, înseamnă că dorești apropiere. El se duce la fix, vine la tine și știe
Deci îndrăznește maxim pentru că știe că îl vei lăsa, vei accepta. Că asta îți arată, asta îi arată îmbrăcămintea lui. Că el zice, odată într-o emisiune, am avut o emisiune, era cineva într-o tabără care zicea, o femeie care se îmbrăcase atrăgător. Știi? Și el a zis, dar nu-i fi prost, că asta mi-a arătat. Deci asta a fost semnul care mi l-a arătat și doar n-aș fi prost, dar doar nu eram prost să nu mă duc la ea pentru că asta mi-a arătat. Deci era firesc, l-a atras. Și spune totul despre ea. Deci îmbrăcămintea spune totul. Deci să fim atenți la codul îmbrăcămintei. Dacă are părți ale corpului, și, pe exemplu, hai să zicem că aici se acoperă la gât sau la mână. Se acoperă, adică nu are umărul gol sau chestii s-au deschis prea mult aici în față. Dar femeia mai face chestii. Își ia sandale cu bretelețe. Da. Și bărbatul când se uită la ea, pac, îi cad ochii pe picioare. Asta înseamnă ceva pentru el. Deci e suficient și piciorul, înseamnă larba dorință. asta. Păi da, bineînțeles. Da, larba Că, piciorului. În modă, asta este principiul, că este ca femeia să fie dezgolită în ceva părți. Și dacă nu e dezgolită la îmbrăcăminte, trebuie să fie la picior. Da. Ca să poată să atragă. Să strânească cumva. Să strânească, strânește și irită bărbatul, îl îndrăjește. Bărbatul Da. acela când vine la ea, vede, vine la fix. Vine la fix. Spunea Nichi că a făcut un experiment de genul acesta la unirii. Pe ce crezi că s-a bazat? Că erau femei de toate felurile, și căsătorite și necăsătorite, și tineri și mai departe, la îmbrăcăminte. După îmbrăcăminte se ducea la fix. Și a zis că 98% au căzut pradă. Ho-ho, e mare. Mare procentul. Pentru că omul vorbește prin îmbrăcăminte. Îmbrăcămintea arată cine este el. În interior și ce gândește și ce Da. vrea. Îmbrăcămintea. Da. De Deci, aia pentru în întrebarea Israel, asta. acolo, în orașele acelea cu acești evrei ultra-religioși, femeile sunt extraordinar de modeste. Modeste, simple, fustele erau, sau rochile erau peste genunchi, dar nicio parte a corpului nu era la vedere. Multe aveau și mânecă din rochile respective, dar Da. existau și cu mânecă scurtă. Dacă aveau flori, totul era șters. Era neatent. De obicei erau iuniuri sau două culori. Da. Da. Deci, total, nu puteți să atrage atenția absolut deloc. Da. Foarte frumos. Comportamentul ce era acolo era frumos. Respectul bărbatului se simțea. Da. La noi nu este așa ceva. Cu alte cuvinte, putem spune și dacă vrem să închidem gura cuiva, să ne apucăm de slujire, că slujirea închide și gura celor din jurul nostru. Da. Ne încărcăm și numai. Și atenție la îmbrăcăminte, că femeia va atrage automat privirile cuiva. Da. Automat va atrage privirile și ea trebuie să fie atentă doar la două lucruri, că bărbatul va veni să o abordeze. Și când o abordează, trebuie să nu discute cu el, pentru că el nu abordează o femeie decât dacă vrea ceva de la ea. Deci Da. un bărbat nu vorbește cu o femeie niciodată, decât dacă vrea ceva de la ea, dacă Dacă este nu-i incitat. atras, nu? Dacă nu Dacă e nu-i atras, atras. dacă nu e incitat Da, și nu da. o privește fix decât dacă vrea ceva de la ea. Dar asta pentru că ea i-a dat un anumit semn. Da? Și pentru el înseamnă ceva. A fost Da. suficient să se uite în ochii lui și gata, a pornit. Da. Și va înainta. Deci trebuie oprit imediat lucrul ăsta. Iar dacă el vine și o abordează, trebuie să plece ea. Nu trebuie să răspundă, trebuie să respingă. Da, Apoi am povestit noi cu îmbrățișarea, trebuie ținut la distanță, că se da, întrepătrund câmpurile și se transferă energiile joase la femeie și așa mai departe. Știm povestea și am recomandat, sunt două videouri, dar nu știu în care, cred că în doi, al lui Valentina Gârlea, unde explică despre întrepătrunderea câmpurilor, dar vorbește despre copii, că trebuie să nu lași copilul niciodată să fie îmbrățișat de străini. Pentru că îi transferă programe și trezește că o viață întreagă o să fie cu programele la în el, de la azi. Da. Nu. Da.
Altă întrebare zice, Gal Cristina zice, apropo de zilele de sărbătoare cu energie joasă, pe mine mă bufnește plânsul în aceste zile, așa din senin. Pot avea și eu explicații? Bănesc că zile de sărbătoare religioase să ne Păi nu referăm. contează plânsul. Deci toate fenomenele acestea vin de la prea puțină slujire. Adică Da. prea puțin ai fost robul tuturor, prea puțin ai servit pe ceilalți și prea mult ți-ai făcut bine propriu, adică te-ai înfrânat prea puțin. Te-ai restrâns prea puțin, Da. te-ai abținut prea puțin, ți-ai făcut plăcerile gusturilor, deci ai întărit eu. Când se întărește corpul, se întărește eu. Deci corpul în aceea trebuie să fie mai puțin hrănit, el nu Da. va fi puternic pentru că corpul este eu nostru. Și când Da. corpul este limitat, atunci eu-ul este limitat. O altă posibilitate de limitare a eului este dăruirea de sine, deci jertfa de sine pentru celălalt, sacrificiu pentru sine. O altă posibilitate este să faci voia celuilalt, adică te pune să faci ceva, face automat. O altă posibilitate este să-i dai dreptate întotdeauna, să nu lupți pentru adevărul tău și să fii de acord cu tot ce spune celălalt. Ești de acord, zici da, Da. tot timpul. În momentul în care cineva te critică, te acuză și vrea să te corecteze, acela are diavol și este periculos. Și zici, da, nu ai ce face, nu poți să ridici armele, că dacă lupți, îl întărești pe adversar. Îl întărești, îi dai puterea și îi dai și victoria împotriva ta. Deci nu se poate lupta. În momentul în care ne vedem o ființă separată, noi creăm un dușman, îi dăm putere și victorie. Deci e o nebunie. Nu se poate. Și euul ăsta se întărește pentru faptul că de dimineața până seara noi ne căutăm un bine pentru noi. Trebuie să facem invers. De dimineața până seara să faci toate lucrurile împotriva ta, împotriva interesului tău. Ăla este Dumnezeu, ceea ce se opune interesului egoist, diavolului din noi. Ăla este divinul. Deci, ce nu este interes personal este divinul. Deci, asta înseamnă ca zi de zi noi să căutăm bine celuilalt, nu pe al nostru. Tot timpul să le dai integritate celorlalți și să faci totul pentru ei, să nu știi ce să faci, să-i faci mai fericiți. Atunci te gagi cu energie subtilă. Gândește-te, totul în natură și în univers este făcut, principiul fundamental este iubirea. Iar iubirea înseamnă oferire. Se oferă pe sine, se sacrifică pe sine. Fiecare celulă se oferă pe sine, fiecare organ al nostru se oferă pe sine și nu știi ce să facă ca celălalt să fie mai bine. Ea nu se gândește la ea. Nu se gândește nimeni, nicio celulă din 100-120 de miliarde de celule, îți dai seama, nu se gândesc la ele, se gândesc la celelalte. Nu se gândește, organele noastre nu se gândesc la ele, se gândesc cum să le fie celelalte mai bine. Și să se aducă aportul pe sistemul pe care sunt ele, că fiecare are anumite funcții. Deci se sacrifică. Soarele se sacrifică, aerul se sacrifică, pământul, apa, tot ce există, plantele. Animale, tot ce există se sacrifică pentru noi, se oferă pentru noi. Asta înseamnă că este principiul iubirii. Noi ar trebui să, așa să trăim, nu pentru noi. De dimineața Da. până seara să nu trăiești pentru tine, să nu cauți binele tău. Așa cum caut, soarele nu-și caută binele, tu de ce îl cauți? Nu? Să celula ta din tine ca să funcționeze, trebuie să dea 80% din energie. Tu de ce nu? Tu de ce mergi cu autobuzul la servici? Celula n-ar Da. face asta. Deci dacă e o celulă și o pui în lumea noastră reală, ea nu s-ar duce la servicii cu autobuzul. Ea nu ar mânca plăcinta. Ea nu-și caută bine, ea nu luptă pentru adevărul și dreptatea. Ei cedează întotdeauna, de dreptate întotdeauna. Asta face celula. Ea e slujitoarea ta. Deci la orice oră din noapte l-ai sculat-o, ea vine și te servește. Fără niciun fel de problemă. Nu se apără, nu se protejează. Nu-și caută bine. Sufletul nostru face, deci celula noastră este cum este sufletul. Deci legea iubirii este pusă în noi. Dacă n-ar fi legea iubirii și ar fi egoiste, brusc se generalizează, mor toate, da? Da. Celulele, organele se dereglează și se îmbolnăvesc, că asta înseamnă boala. Boala înseamnă un model de comportament egoist, în care agregăm, adunăm totul pentru binele nostru. Și credem că suntem corpul. Nu! Când faci totul pentru celălalt, pe tine te uiți, când nu mai dai mai nimic corpului tău, decât când îți amintești sau vine din față ceva. Că îți vine Dumnezeu, n-ai mâncat nimic toată ziua și vine Dumnezeu din față și îți dă ceva să mănânci. E Dumnezeu acolo. Deci, în mod normal, ne-ar trebui să trăim așa, exact ca păsările cerului. Să n-ai nicio grijă,
Și Dumnezeu, dacă consideră că ai nevoie, îți va da să mănânci. Vine cineva și îți oferă. Zicea, uite, ți-am cumpărat asta. Da. Mănânc. Și de obicei cam tot ce îți dorești tu îți cumpără. Cam ce ți-ar place. Păi depinde, și aici depinde de energie, că dacă tu ai jertfă, energie subtilă, nu mai ai nevoie să, că poți să consideri deranj. Deci faptul Da. că îți aduce ceea ce îți place, de fapt este un deranj pentru tine. Îți arată că tu nu ai energie vitală. Că dacă ar avea energie vitală, nu venea să te provoace. De Da. ce? Ca să cazi mai repede. Adică materia să o pui pe primul plan, să cazi mai repede ca să ajungi până la următorul la Dumnezeu. Trebuie să înțelegem că El acționează și prin negativitate. Și vreau să spun că acționează prin negativitate în majoritatea timpului. El nu acționează prin bine asupra noastră, ci prin rău. Practic, Adică, cred că este impropriu spus. Negativitatea e pentru că noi am pus eticheta asta. ei, bineînțeles, ego-ul Da, nostru i-a numai pus noi. Nu zicem că e negativ. negativitatea asta pe care Da. zice ego-ul că nu-i convine și diavolul din noi, este de fapt o mare binecuvântare, este mântuirea. Dar Da. pentru că noi tot timpul căutăm binele nostru, Dumnezeu tot timpul caută să ne distrugă. Da. Aici se întâmplă. Pentru că noi ne preocupăm numai de noi, El se preocupă numai să ne distrugă binele Da, și da. ca să ne salveze viața. Asta face. Și de aceea noi avem o viață amărâtă, pentru că avem un eu acolo care vrea ceva și absolutizează virtuți. Deci noi, gândește, dacă nu facem nimic pentru noi, facem totul pentru celălalt, nu putem să fim nefericiți. Nu există nefericire. Deci când faci totul pentru celălalt, te încarci cu energie vitală și atunci viața ta devine miraculoasă. Deci ești interesat. Culmea este că omul nu vrea să fie fericit. Nu vrea nici să trăiască mult, că dacă îți pui lucrul acela că e suficient să se autolimiteze la mâncare și ar crește durata de viață cu 25 de ani, nici pe aia nu vrea. Mi se pare fantastic, pentru că seamănă cu ăla cu, din creangă, Leneșul. Că Da, întreabă, ei ți-s dar sunt cozmagii. muiezi, dacă sunt moi, dacă nu sunt moi, hai de la spânzurătoare. Asta este fiecare din oameni care pun satisfacțiile corpului pe un plan, sunt în poziția respectivă. Ei, pe de altă parte, s-a condamnat la iad. Deci, cu cât casa e mai mare, cu cât mașina e mai frumoasă, cu cât caută mai mulți bani, cu atât ăla se numește iad. Vin după aceea vindecătorii și păcăleșii îi jupoaie de bani. Când, de fapt, singura problemă este că aduna mai mult. Acum, spune și mie. I-a venit boala, i-a venit necazul, dărâmă, nu știu ce, el are casă mare, bani mulți și mașină frumoasă. Cum? Că boala a venit ca să poate să îi reducă eu. Eu lui e încastrat în casa respectivă, mare. Casa aia mare este eu lui. Mașina aia frumoasă este ego-ul lui, este înfumurarea, este mândria, este trufia lui, egoismul lui, orgoliul lui. Și cum să-l scazi orgoliu? Că vine boala, dar el a putea să se vindece. Deci, dar medicamentele, operații, nu se referă la bunăstare. El trebuie să-și reducă din bunăstare, scade ego-ul și se ridică necesitatea bolii. Deci, vezi, a fost un comportament adictiv în care a făcut totul ca să adauge cât mai mult bine la el și acum când vine boala, el nu mai poate. Că medicamentul nu se referă la comportament. El trebuie să reducă din casa aceea, să se mute într-o casă mai mică, să renunțe la mașină, să dea din ceea ce banii care sunt mai mulți și atunci s-a ridicat boala. Dar nu face asta și nu va face asta. Atunci Da. urcă pe nivel superior și boala devine mai gravă până când îndărâmă. Dar ăsta e iad. Deci deja și-a proiectat iadul, uite așa arată iadul. Cu cât e mai frumos aici, cu atât e suferință mai mare dincolo. Să citească Ilie Cioară, Moartea, Moțe și Desăvârșirea. Noi o să o facem din nou, acum cu Camelia, am hotărât. Și când o terminăm, iar o luăm de la capăt. Oh, Da, o facem din nou. Nu facem 20 de ani de zile, facem numai Ilie Cioară, Moartea, Moțe și Desăvârșirea. Să găsim modalitate să-i dăm A, B, C. Dar varianta 1, varianta 2. Varianta 1, varianta 2. Da. Da. Până Mai ne luăm intră în cap. întrebări? Da. Da? Sau facem Biblia? Hai să mai consumăm din întrebări. Bine. Cristina Coman întreabă, dacă Dumnezeu e peste tot, când murim, cine este pedepsit? Tot Dumnezeu? Bineînțeles, este Dumnezeu care a luat un rol, dar care e treaba ta? Deci aici este încurcătura.
folosește non-dualitatea la dualitate. Stai puțin, rămâi în dualitate. În dualitate, ca să contrabalancezi, îți trebuie inversul. Ai minus, trebuie să pui plus. În contrabalans, ca să poți să echilibrezi. Deci suntem în dualitate. Folosim non-dualitatea numai ca să putem să blocăm, am repetat asta, judecata, ura, furia, mânia, critica, acuzația, supărarea, toate lucrurile astea trebuie ca să le putem bloca, pentru că dacă vedem că nu merge și tot mă supără, înseamnă că tot sunt atașat, am un ego acolo și atunci ridică această armă a non-dualității și spun, ei, e bine și așa, e bine și așa, Dumnezeu este peste tot și atunci m-am decuplat, dar se referă numai la mine. Eu nu pot să folosesc această non-dualitate în discuție cu cineva că vreau să mă ridic pe mine și vreau să îl atac atunci. Îl Da. atac, mă consider superior și îmi fac și mai mult rău. Nu. Este pentru noi, înțelegem noi că e Dumnezeu peste tot, ca să putem să diluăm lupta aceasta interioară și conflictul care este în noi și să putem să blocăm judecata și ura. Dacă blocezi ura, ai ieșit din problemă. Deci programul nu se mai duce pe nivel superior, altfel se va duce pe nivel superior. Deci folosim pentru noi, nu folosim. Deci întrebarea asta nu se pune. Dacă folosește pentru tine, o folosești tu. Da. Înțelegi acesta că Dumnezeu este peste tot și nu ai treabă cu cealaltă. Noi aici vorbim ca să ne auzim noi și ca să cândva, peste 20 de ani, să ajungem și noi să înțelegem aceste lucruri. Nu? Deci noi vorbim ca să înțelegem noi mai târziu. Noi, da. Acum nu le înțelegem prea bine și tot timpul căutăm ca să ne explicăm cât mai bine. Probabil că cândva, prin repetiție, vom ajunge să înțelegem și noi. Dar Nu să e știi că pentru ceilalți. ăsta chiar e un adevăr, adică Asta se pentru și că, întâmplă. da, asta se și întâmplă, pentru că lucrurile pe care acum le repetăm, ieri le înțelegeam altfel și acum le înțelegem altfel Da. și mâine probabil, Ne da, convingem noi, adică facem un efort, dar da. ne convinge. Și chestia este interesantă că trebuie să asculți zilnic videourile sau zilnic să discuți ca Să să discuți? poți să nu cazi, că vei cădea altfel. Da. E o problemă de dominantă aici, deci trebuie mereu să dezbați aceste lucruri la măsuță, așa cum fac Da. evreii, dezbat mereu la măsuță lucrurile astea, mai fer de aceia care studiază la măsuță, Da. au instituția asta învățătorului și așa se perfecționează, așa. Nu, asta ne lipsește, dezbaterea continuă Exact. și studiul personal. Asta facem. Noi facem, am introdus instituția învățătorului. Da. Și nu e nevoie să convingi pe cineva, noi nu facem asta pentru ceilalți ca să... Chiar dorim și repetăm, dorim ca oamenii să plece, oamenii să nu ne asculte, să se supere și să plece, să ne lase, să se înfurie. Asta căutăm. Deci mereu căutăm să îi supărăm cât mai tare. Pentru că o informație, cu cât te supără mai tare, cu atât e mai adevărată. Dacă nu te supără, nu e adevărată. Trebuie să te înfurie, să te supere, să Și trântești, să oricum, bâlnești. asta, supărarea împinge spre divin la un moment dat. Supărarea, da, este nivelul, le arată nivelul în care se află ei. Da. Deci aici nu poți să ajungă decât cei care sunt înfrânți cu inima total, care nu caută un bine pentru ei, care au suferit foarte mult, și cei care sunt față în față cu viața, că am zis că aici sunt oameni simpli. E un porcar, un om care lucrează la porci, adică are grijă de porci, în cușca porcilor, un porcar, Da. femei de serviciu, menajere, șoferi, țărani, oameni simpli. Mai sunt și din clasa superioară, pe exemplu, avocați. Sunt foarte mulți avocați, judecători, oameni din lumea aceasta, pentru că prin natura lor ei analizează și cântăresc. Și imediat își dau seama unde este adevărul și le este de folos. Sau cei care au pierdut în viață, sau au Da, ajuns pentru la suferință, sau au avut cancer, situații extreme. da. Da? Sau au o suferință cumplită și vor să scape de ea și ajung la această înțelegere, pentru că este eliberatoare. Atunci când le vezi pe Dumnezeu peste tot, atâta trebuie să înțelegi. Este o stare foarte relaxantă și o stare de fericire continuă, că nu mai ai cu cine să te bați. Dispare dușmanul din față.
Și când a dispărut dușmanul, nu mai vezi rău și vinovat niciunde și aceea e cea mai mare fericire. Asta e definiția fericirii, să nu vezi rău și vinovat niciunde. Altă întrebare. Kilometru zero, așa se numește. Zice, cum procedezi când după 29 de ani ai dovadă că copilul nu este al tău, fiind bărbat? Nu știu, probabil că vine de la un bărbat întrebarea. Da, pot să răspund? Da. Nici o problemă. Deci, oricare din copii sunt copiii noștri, așa cum și Da. pentru femei, oricare dintre copii sunt copiii ei. Deci, le ajută foarte mult că are cu ce, are 80% îngăduință, blândețe, bunătate, are toate calitățile divine ca să poată să accepte acest lucru, să iubească, să aibă grijă în continuare, nu împiedică absolut nimic, are resurse bărbatul. Da, la femeie este complicat, pentru că ea nu are îngăduințe și pentru ea lucrurile acestea sunt dramatice. Da, Da? da. Și femeia din cauza asta este făcută ca să fie slujitoare tuturor, pentru că prin slujire ea mai câștigă iubire. Ea nu are decât Nu prea, nu 20%. prea are timp de drame prin N-are timp slujire. de drame, ea trebuie să facă totul ca să câștige iubire, ca să supraviețuiască. Da. E cu pericolul deasupra capului ei, care 80% are materie, are teluric, are tendința asta a programelor de luptă, de apărare. Sunt foarte puternice la ea. Și are nevoie să fie supusă. Și atunci viața o supune. Întotdeauna primește un bărbat care o dezamăgește. La un moment dat, nu este cum ar dori ea. Asta este. Așa învață să iubească. Așa trebuie. Altă întrebare, zice Larisa Vrodineanu. Dar cum majoritatea femeilor sunt super aranjate, modificate și ea zice despre ea că este influencer, apar peste tot cu filtre ca fiind perfecte. Adică toate vor muri de o moarte cruntă? Că nu înțeleg, dispar majoritatea atunci? Deci, nu-i treaba noastră ce se întâmplă în lumea de dincolo. E ce doar ne-a informat ce se întâmplă cu cei care pun materia. Este și normal, pentru că a pune materia pe primul plan, înfățișarea. Deci, investiția în înfățișare și în formă este investiție în. Investiția în formă este investiție în materie, în corp. Și în materie nu ai voie să investești. Să nu faci mai nimic pentru materie. Pentru că se pierde energie pe materie. Materia fi secundară, ai pierdut din viață pe ea. Deci nu ai voie să, pentru înfățișare pe formă, poți să investești pe calitățile sufletului, adică pe grijă, pe atenție, pe slujirea aproapelui, să dai întâietate, să fii de acord cu ce zice el, să dai dreptate întotdeauna, să te lași folosită, să îi dai întâietate celui din față. Deci toate acestea sunt cele care întăresc sufletul. Deci când corpul este restrâns, sufletul se întărește. Corpul trebuie să fie ca un sclav, să fie supus. Și atunci, când sufletul este puternic, viața va fi frumoasă, suntem interesați. Dar femeia care pune accent pe exterior, e ca și când ar vrea să sufere o viață întreagă. Nu mai spun că vin prădătorii automat și așa mai departe. Da. Dar ea pierde energie pe acolo, pe înfățișare. Uite-te, evreii știu lucrul ăsta. Prin tradiție este restricție pentru îmbrăcămintea frumoasă. Ei se conservă ca popor, da? În condițiile în care pe nouă ne-a dat modă. Ne-au dat tot felul de produse cosmetice. Deci pe noi ne distrug și ei știu că ne distrug. Uite, întrebare, ei de ce nu vor să se îmbrace modern? Modern. Da. Da. De ce nu își aranjează corpul, fața? De ce nu fac asta? Deci știu foarte bine că se pierde viață pe acolo. Da. Și de unde știu? Pentru că ei studiind cărțile acestea zi de zi, toate adevărurile li se revelează. Nu e vorba de o cunoaștere mentală. Că ai aflat, ți-a zis cineva, nu. Vine firea ta,
Adică se transferă în comportamentul tău, te marchează total. Da. Da, este diferit. Este o lume diferită. Și dacă văd pe stradă că arătau evrei, din aceștia ultra-religioși, nu cu codițe, care se comportau urât față de străini. Da. Păi și aia este divinul care se comportă urât. Deci, din punctul de vedere al străinului, al creștinului, îi arată, Dumnezeu arată, uite cum ești îmbrăcată. Uite cum ești dezbrăcată, de fapt, nu îmbrăcată, mai Bine, mult acum dacă îmbrăcată. intrăm în universul străinului, da? Dacă intrăm în universul evreului. În universul evreului, în cel care se autolimitează, Dumnezeu se poate comporta prin el oricum. Deci el Da, este cum ai zis jos. și tu, că poate să fie, nu Păi știu. ia mintea și îl execută pe cel, îi Exact. spune ceva și e agresiv. Pentru el este drept să fie agresiv. Păi Dumnezeu lucrează prin el automat. Da? Deci Dumnezeu îi folosește pe acești oameni corectori pe noi. Mai poate să folosească un om egoist. Deci un om care are un egoism asemănător cu al nostru îl folosește să ne zdrobească. Da. Nu este problemă cu el, că el îi ia minte, nu știe. Problema lui este că de ce a devenit el egoist aici? E singura lui problemă, e treaba lui cu Dumnezeu. Dar Da. dacă el are ego și te prinde în fața lui, te va lovi într-un anumit mod, te va jigni, vei intra în conflict cu el, pentru că trebuie să scadă, că Dumnezeu face asta când nu mai ai energie și îl pune pe un egoist din ăsta, din fața ta, care s-a nimerit atunci să fie acolo, să-ți facă o răutate. Și e bine ce se întâmplă. Deci trebuie să înțelege că toate mișcările din afară sunt mișcări ale Divinului. El e la poruncă, el mișcă pe ăla, el e regizorul, el e scenaristul. Este incalculabil de cuprinzător. Puterea lui este incalculabilă. El pătrunde totul, acționează în toate situații și mai departe. Pe de altă parte, și noi suntem chiar el, da? Dar nu intrăm în non-dualitate, că o folosești doar ca să poți să stingi conflictele din tine. Că, bun, dacă zici că și e drept ce se întâmplă, că ăla mi-a făcut ce mi-a făcut, nu mai poți să zici că e nedrept ce mi-a făcut. Da. Este foarte bine ce mi s-a întâmplat și când ajungi la această înțelegere, nu te mai poți revolta. Dar va veni situația conflictuală din față atâta timp cât ești poziționat. Adică pui virtuți pe primul plan, va trebui să fii lovit într-un anumit mod. Ești lovit în orice mod. Te lovește și te lovește printr-un țânțar. Îți trimite un țânțar care te lovește. Sau un gândac de bucătărie care te deranjează. Și alegi după el și nu-l prinzi. Deci te lovește în toate modurile posibile. Nu e nicio problemă. Cum te prinde că ai un ego prea mare, cum te lovește. De aia, cel mai mare pericol în lume este ca omul să caute îndreptățirea de sine. Adică să se preocupe numai de el. Să-și pună binele său, adevărul său, dreptatea sa, virtuțile pe primul plan, pentru că aia e nenorocire. Când ai pus binele tău pe primul plan, ai creat imediat inversul. Dușmanul. Ai creat și i-ai dat puterea și victoria. Și va veni spre tine și te va dobori. Că așa trebuie să te doboare, pentru că nimic din lumea asta nu poți să pui pe primul plan, că înseamnă eu. Deci când ai pus ceva din lumea aceasta exterioară pe primul plan, mașina mea, casa mea, banii mei, familia mea, pe primul plan, va trebui să pierzi. În locul acela pierzi. Că înseamnă că ești atașat. Deci tot ce pui mai pe sus decât Dumnezeu înseamnă atașament. Și pierdere, va aduce pierdere automat. Cu forța cu care te legi, cu forța aceea și mai mare, vei fi desprins. Acțiune și reacțiune. Legea lui Arhimede, legea lui Le Chatelier. Sunt o mulțime de legi că nici nu le trece prin cap. În termodinamică, în chimie, în fizică, în matematică, Da. peste tot sunt mai legi din astea care arată că nu, în momentul, uite, la elastic, când întinzi elasticul cu forța cu care l-ai întins, cu forța aceea te va lovi. Cine te-a pus să Da. întinzi mai mult? Vrei să suferi? Da. Te lovește. Asta și e drept, nu e nimic ca să fie nedrept. Deci cel mai mare pericol în lume este binele propriu, e cel mai distrugător. Și omul fixează binele ăsta pentru el și creează inversul și apare necazul în viață. Binele propriu. Uite, ai dat un exemplu cu cafeaua de Da. dimineață.
O simplă cafea, cum a schimbat situațiile de viață. În momentul în care ai refuzat cafea, n-ai mai pus materia pe primul plan, atunci taxiul a venit imediat la scară, în tren, chiar dacă nu aveai bilet, nu te-a văzut nimeni, și mai departe. Deci viața se schimbă automat. Deci totul e o problemă de energie subtilă. Deci energia aceasta vitală trebuie să ai grijă de ea, să nu o pierzi. Omul o pierde pe plăcere, să nu-și facă plăcere. Omul când își face plăcere se îndepărtează de Dumnezeu, că pune corpul eu pe primul plan. Deci trebuie să te opui bine propriu. Cu cât te opui mai mult, cu atât viața ta va fi mai fericită. De ce? Pentru că cu cât îi faci pe ceilalți mai fericiți, cu atât vei fi și tu mai fericit. Deci fericirea este un fenomen care se întâmplă indirect. Nu e un lucru pe care îl iei tu direct. Ia o plăcintă și sunt fericit. Nu. Dacă iei plăcinta aceea, vei fi mai nefericit. Că ți-a luat din energia subtilă și trebuie să fie adus înapoi. Și atragi neplăceri. În ziua respectivă vei avea suferințe. Nu. Când refuzi plăcerile vieții peste un anumit nivel, deci când tu tot timpul ai dăruit în timpul zilei, binele tău, grija ta, atenția ta, când le-ai dăruit celorlalți, tu te-ai încărcat cu această energie subtilă care umple sufletul acolo unde ai lipsuri. Da. Nu ai suficientă bunătate, n-ai suficientă blândețe, n-ai dăruire suficient, acolo te umple. Când te umple, nu mai ai eu, adică nu mai vrei ceva pentru tine. Când nu mai vrei pentru tine ceva, capeți compasiune, capeți milă, capeți disponibilitate pentru a-l ajuta pe celălalt. Și sar în ajutorul lui, să te oferi în ajutorul lui. Și cu cât te oferi mai mult, cu atât energia, te încarci mai repede cu energia aceasta și viața ta devine frumoasă. Deci așa devine ea frumoasă, de aceea devii fericit. Când dai, nu când iei. Când iei, devii mai nefericit. Când dai, devii mai fericit. Deci cu cât dai mai multă energie, cu atât mai energie grosieră, efort, grijă, atenție, energia materiei, cu cât o sacrifici mai mult, cu atât primești o energie înalt vibrațională din lumea de dincolo care este miraculoasă, din care se fac situațiile favorabile de mâine toate. Adică oamenii pe care îi vei întâlni mâine se nasc din această energie subtilă în universul tău. În universul tău. Deci tu în universul tău, funcție de cât de dezinteresat sunt față de un rezultat fericit în viitor, eu pun oamenii ăia la coadă sau îi scot. Da. Aici este puterea, aici trebuie să înțelegi că tu ai toată puterea să-ți faci ce viitor vrei și ce univers vrei. Deci în universul tău, tu ești Dumnezeul tău în universul respectiv. Dacă ești dezinteresat, dacă e coadă, nu e coadă, nu va fi coadă. Adică îl lași pe Dumnezeu să te surprindă și să-ți facă viața frumoasă. Dar dacă te îngrijorezi, este intervenție și vrei să-l forțezi să fie cum vrei tu și atunci ți se opune. Deci aici este jocul ăsta, să sunt una cu Dumnezeu sau sunt împotriva lui. Atâta timp cât ridic un eu care vrea ceva și are pretenții și vrea să schimbe, să corecteze sau are așteptări, ți se va opune Da. că e un eu acolo. Când nu vrei nimic și că e bine, că nu e bine, mi-este indiferent, deci ești indiferent la ce formă ia viitorul bun, rău, atunci totul se va aranja în modul cel mai optim posibil, cel mai armonios posibil, să fii sigur de asta. Deci asta este credința, să fii sigur. Dacă să fiu sigur că lucrurile vor fi bine, trebuie să nu vreau eu ceva. Că nu se spune. Să folosește termenul de credință, să stai puțin, explică ce înseamnă credință, că nu știe nimeni, nu înțelege. Folosește niște termeni general și habar n-au, sau iubire, sau Da. iertare, care iertare? Că nici nu există chestia asta. Deci sunt cuvinte care, de fapt, rolul lor este să te îndepărteze, pentru că au un grad mare de generalitate și te îndepărtează de adevăr sau de conștiința adevărată a prezenței lui Dumnezeu. Deci când nu-ți cauți binele, atunci vei fi fericit. Trebuie să te opui tot timpul binelui tău și să nu-ți faci planul de viitor, să lași pe Dumnezeu să acționeze și atunci ai toată siguranța, atunci pornește credința. Am siguranță că Dumnezeu va aranja lucrurile în modul cel mai potrivit posibil când nu mă gândesc, când nu vreau ceva, când nu vreau să câștig, câștig întotdeauna. Da. Când nu vreau să obțin, obțin întotdeauna. Când nu vreau un mai mare bine pentru mine, tot binele mi se face. Când nu vreau să fiu fericit, voi fi întotdeauna fericit. Când nu-mi caut fericirea, adică nu fac ceva pentru mine, fac spațiul la gol, vine Divinul și El te face fericit.
Deci când te jertfești pentru celălalt, aia este cea mai mare fericire pentru tine. Când nu îți merg lucrurile bine, este cea mai mare fericire posibilă, pentru că este modalitatea pe care Dumnezeu scade ego și îți face loc ca să poată să vină să te binecuvânteze. Deci nu e nevoie să-ți meargă bine, trebuie să-ți meargă rău. Niciodată nu e voie. Când ți-e bine, nu ți-e bine, ți este rău. Doamne, mi-ai dat o zi de bine, a uitat de mine. Deci Dumnezeu a plecat. Când ți-e bine, a plecat. Deci nu trebuie să cauți binele, să nu-l fixezi și să nu trăiești pentru el, pentru să nu faci scop, să nu faci țintă, să te zbați numai pentru bine. Ai vrea. Deci binele acela ți-a din energia vitală. Când nu ești iubit, este har. Când nu ți se dă, este har. Când nu primești, este har. Când nu ți se împlinesc visele, este har. Este prezența lui Dumnezeu. Deci când nu vrei să ți se împlinească ceva, un vis, atunci ți se împlinesc toate visele. Când nu vrei să fii fericit, atunci vei fi întotdeauna fericit. Când nu vrei să câștigi ceva, vei câștiga întotdeauna. Uite, am dat exemplu. Eram la plafar, dacă puneam și vreau să câștig pentru mine, am pus eu, nu câștigam nimic. Puneam produsele cele mai scumpe, știi, unul, două, așa, și, sau doar unul singur, și ziceam că nu am altceva, ăla nu cumpăra. Era un eu acolo care vrea ceva. Dar în momentul în care puneam toate produsele pe masă acolo, 10 produse, și să aleagă el, nu lua numai unul, lua 3, 4, 5. Știi? Deci câștigam când nu vreau să câștig. Când vreau să câștig, nu câștigam niciodată. E totul pe dos. Noi ar trebui să ne inversăm. Limbajul ăsta nu e. Trebuie să luăm conceptele astea, toate conceptele, să le dăm cu fundul în sus, să aducem argumente inversului. Nu e. Noi trăim într-o antilume. Lucrurile sunt făcute ca să nu câștigi. Lucrurile sunt. Deci, toate evreii ăștia, au construit stăpâni la lume, care au construit sistemul acesta lingvistic și modelul acesta de comportament și de viață, era ramura lui Esau, de care ziceam noi, au făcut totul nu ca să fie ție bine, ci ca să nu fie bine. Nu ca să ajungi tu în rai, că nimeni, niciun stăpân la lume, gândește-te, nu poate să-ți dea o învățătură cum să ajungi tu în rai. Că nu poate, nici este și contraintuitivă pentru tine, că nici nu vei vrea, degeaba ar spune lucrul ăsta. De aceea zic, noi le spunem ca să nu vină nimeni aici. Ca să plece, să fugă. Pentru că e o formă de selecție naturală. Nu e nevoie să vină, să asculte și să ne urmărească. E nevoie să plece. Deci, au făcut acest sistem contraintuitiv ca de fapt să ne ducă în iad. Este un sistem care te duce în iad, pentru că omul căută în fericirile exterioare, caută o fericire acolo unde nu este. Caută o fericire pentru corp și reprezintă 0,53%, dar suflet pentru suflet nu face nimic. Sufletul când pleacă de pe pământ, când moare, nu are forță să se ridice, pentru că toate lucrurile pe care el le-a prețuit, casă, mașină, bani, familie, nu știu ce, toate îl trag în jos. Până și momentul în care, nu știu, ce pune el preț mai mult în lumea aceasta, lucrul acela îl trage în jos. E foarte periculos. Pune familia pe primul plan. Este foarte periculos. Când pui familia, înseamnă eu pe primul plan. Când faci totul pentru familie, dar pentru ceilalți nu mai faci mai nimic, tu, de fapt, îți crește ego în modul acesta. În mod, se poate crește ego prin orice modalitate. Da. Prin cafea, prin țigări, prin orice pasiune, prin orice patimă, se crește ego. Pentru că orice patimă, în traducere, este sex, dorință de sex. Sexul este cea mai mare fericire pe pământ. Și când toate fericirile astea pe pământ sunt, de fapt, metode de pierdere de energie subtilă. Moarte. De aia suntem îndemnați noi mereu, tot timpul, la asemenea lucruri, ca să ne pierdem viața. Deci este un sistem. Deci trebuie să înțelegem, tot ceea ce ni se întâmplă nouă este pentru a muri mai repede, a scăpa de noi. Totul. Da, a mânca de 3 ori pe zi, a mânca dulciuri, nu știu, a te plimba peste tot, toată ziua în restaurante, lua o mașină mai frumoasă, a face totul ca să cumpere o casă cu grădină, că nu știu, toate, îți ucid sufletul, toate, absolut toate. Îți ia din energia vieții. Eu cred că m-am prostit de tot, că eu nu înțeleg
Ce câștigă ei dacă ajungem noi, ne trimit pe noi în iad? Ce câștigă? Pe pământ sunt stăpâni. Pe pământ, dar după că se termină și viața lor. Nu contează, în teoria lor nu există viață de apoi, nu există iad și nu există rai. Păi dacă ei cunosc toate enigmele acestei, tot mecanismul ăsta, cum să nu existe viață de apoi? Deci, ei E un câștigă, paradox. nu e un paradox, ei Nu? devin stăpânii, devin Dumnezei pe pământ Da. în momentul în care te controlează pe tine. Așa. În momentul în care te determină să nu. Deci problema lor este să nu ajungi să ai această cunoaștere. Dintotdeauna a fost problema Am asta înțeles, dar în zona eu antică. nu văd ce câștigă ei. Eu chiar nu văd ce câștigă ei. Adică, mie mi se pare că ei ajung tot după noi. Unde ajungem noi, tot pe prima la stânga. Ne ajung și ei tot prima la stânga. Nu te gândi, nu sunt ăștia care vezi tu, care sunt ramura executivă. Este partea executivă care îi cunoști, nu? Da, Grupul da. Bilderberg, toți ăștia bogați și mai departe. Nu sunt ei. Deci, tu vrei să Nu. spui că cei care ăia de top, top, Este top, o ăia se zonă. restrâng? Ăia se restrâng, ăia n-au treabă cu chestiile acestea. Ăia nu au case, nu au vile, trăiesc foarte modest. Ăia care conduc lumea, e zona intermediară între lumea de dincolo și lumea de aici, sunt prea puțin umani. Adică sunt umani, sunt ca noi, dar sunt prea puțin umani prin comportamentul lor, prin gândirea lor, sunt mai mult un fel de extraterestri pe pământ. E zona intermediară. Există și extraterestri mai sus decât ei, care sunt și mai puternici Da, decât da, da. aceștia. Pentru că o existență, deci toate existențele lor și le-au dedicat evoluției sufletului, adică și-au întrăit sufletul. Nu au făcut un lucru complicat, că și noi putem face același lucru și calitățile acestea le avem și noi, numai că nu sunt trezite. Ei tot timpul se restrâng. Ei tot Da. timpul nu-și caută bine. Ei tot timpul nu văd niciun rău niciunde. Și făcând lucrurile astea foarte mult timp, Dar știi? bogățiile nu ei le dețin? Nu deține bogăția aia de sus de tot, nu Nu? dețin. Dețin bogății în mod simbolic, adică ei au aceste bogății, dar nu au aceste bogății. Deci au puterea, practic, Au nu? puterea. Adică Da. pot să dețină orice bogății, dar nu le dețin în sine. Ei ce au? Au aceste calități sufletești care dă autoritate asupra acestui stăpân pe care vedem noi, Ah, autoritate. ok. Adică dacă ei gândesc ceva, e un ordin mental, le dă la ăștia, toți ăștia le execută. Nici nu e nevoie să-l zică. Știi? Adică au o putere, au autoritate asupra comportamentului, zonii de acestea de vârf. Tu ce crezi? Nu veți mai avea nimic și veți fi fericit? Crezi că vin de la stăpâni la lume? Nu vin de la ei. Da. Vin de la aia de sus. Care sunt Într-adevăr, ăștia stăpânii stăpânilor. stăpânii stăpânilor, da, ăștia Da. într-adevăr de jos își cresc prin concentrarea puterii, încep să dețină toată averea lumii, se Da. cred puternici și așa mai departe, dar nu sunt, asta nu este, este o putere lumească. Am Ei înțeles. sunt diavoli. Deci noi îi vedem doar pe ei, pe diavol. Și de aia tu ai zis că ești nelămurită. Dar Da, cei de da. deasupra lor nu vor așa ceva. Din cauza asta au autoritate și puterea asupra restorați. Ce Am hotărăsc? înțeles. Păi la masa aceea, ai văzut, era o caricatură, la masa aceea era în capătul mesului un extraterestru. N-aș putea Da. să spun extraterestru, că extraterestru e puțin mai sus. Sunt oameni Da. aceștia extraordinar de simpli, care au autoritate totală asupra omenirii prin faptul că ce gândesc ei se realizează și ei colaborează cu acei îngeri mari, globurile alea mari de la prag de sus. Da. Colaborează cu ei. Deci e suficient să găsească un numitor comun, o hotărâre comună și o execută automat. O implementează la ăștia o execută și nu știu de ce. Acum Nu am știu de ce. înțeles că eu mă gândeam că stăpânii la lume care conduc, mă gândeam că sunt ăștia cu Rothschild și cu Nu zic. e adevărat. Ăștia sunt Acum am executanți. înțeles că sunt alții mai sus care exact urmează mecanismul Da, de care dar este vorbim. normal să fie, pentru că ei sunt o metodă de Da. selecție. Noi suntem într-o junglă aici, animalele care sunt, nu sunt viabile, nu e nevoie să trăiască. Deci oamenii care nu sunt viabili, și cum este că cei care sunt neviabili sunt exact aia care zic că sunt credincioși. Aia sunt cei Da. mai necredincioși. Că zic că sunt credincioși. În lumea creștină, restul nu mă pricep.
Da, în lumea creștină asta se întâmplă. Au agresivitate foarte mare. Deci asta este. Mai avem timp? Mai luăm? Da, mai luăm. Nu? Ce facem cu cei care sunt căzuți în depresii crunte și în probleme foarte grave? Înțeleg învățătura, dar nu pot pune în practică. Asta e vechea poveste. În depresie am avut o emisiune specială la doamna Gina Coșnete la Viață în Armonie cu Teodora, dedicată depresiei și am explicat acolo că este chiar vindecarea. Depresia vindecarea, dar nu depresia e problema, că boala nu e problema. E un sistem de restrângere care îți vine prin boală. Problema este atașamentul de materie care crește orgoliul personal și preocuparea excesivă pentru binele propriu și prea puțin ai surgit oamenii. Asta sunt. Deci nu are energie subtilă. Când ai energie subtilă, trebuie să vină ceva să te oprească și prin depresie te încarcă cu energie, că nu te mai preocupi de a câștiga, Da. de a avea, de a te distra, nu te mai preocupi. Deci vine exact la oamenii care pun fericirile vieții pe primul plan. Și vine o depresie de nu se văd. Dar trebuie să vină, este chiar vindecarea. Deci nu instrumentele prin care Dumnezeu ne desprinde sunt importante, pot să fie oricare altele, da? Care să te determine să te uiți pe tine. Dar important este faptul că noi suntem atașați sau avem orgoliu sau preocupare intensivă pentru avantajele proprii. Ăstea duc la depresie pentru că pierdem energie pe materie. Deci singura problema noastră este că se pierde energie pe fericirile lumii. Noi trebuie să ne restrângem, să avem o viață zi de zi în care să nu căutăm, să nu le punem, să nu facem totul pentru corp, să ne limităm, că Dumnezeu este greutatea, Dumnezeu este ceea ce ție nu-ți place. Dumnezeu este nu binele tău. Când nu-ți cauți binele, atunci îl cauți pe Dumnezeu. Este total pe dos. Și când faci lucrul acesta, nu mai pierzi energie pe materie. Trebuie să te gândești de dimineața până seara cum pierd eu energie. Pierd pe troleibuz, nu mai merg cu troleibuzul, merg pe jos. Pierd pe lift, cum îl pierzi? Pe escalator, pe scările rulante, se pierde energie. Cum se pierde? Cum pierd eu energie? Și trebuie să limitezi pierderea de energie. Adică toate aceste plăceri, comodități, să le scoți. Vreau siguranța vieții? Nu, nesiguranța te încarcă cu energie. Vreau să stau comod, să nu mă solicit la servici? Nu. Du-te și preia greutățile celorlalte. Pentru că, de fapt, te încarcă cu energie. Da. Deci, pierzi eu. Deci, trebuie să te gândești cum pot eu astăzi și ce pot să fac ca să pierd avantajele mele, să pierd binele propriu. Deci, pierderea trebuie întotdeauna să fie mai mare decât câștigul propriu. Câștigul Da. tău mare, pierderea te încarcă cu energie. E invers. E totul invers. Și sunt sigur că omul nu poate să facă chestia asta pentru că el are bunăstare, e bine acasă și zice, eu cum să pierd binele acesta? Și așa a fost învățat, a fost spălat pe creier. Tot timpul a văzut pe aproapele lui că și-a cumpărat casa, hai să-și cumpere și el casă. Sau că uite, are o mașină frumoasă, să-mi iau și o mașină frumoasă. Deci de aici pornește, de la eu pe primul plan și asta înseamnă diabolizare. Deci te îndeamnă și te duce. Este o metodă de selecție. Nu e nevoie de oamenii aceștia care nu înțeleg aceste lucruri și umblă. Deci tu ai zis că e nedrept, că uite, au construit acest sistem prin Noul Testament care ne-a îndreptat spre materie, a devenit egoiști, a creat capitalism individualist, societățile secrete, New Age, comunismul, feminismul și Clubul Bilderberg. Asta este ramura lui Esau. Și aparent ce e cu această suferință, nu? Păi este, că ce este suferința? Bunăstarea asta este suferință, plăcerile sunt suferință și înseamnă iadul. Deci, spune clar și în Noul Testament acolo, accesoria sa întreagă, dar le zice, predica de pe munte, îți dau toate bogățiile acestei lumi, toate sunt ale tale și fericirile ei. Și Iisus a zis, pii de aici, adică niciuna. Deci nicio Vin de ei, fericire, satana. adevărata fericire e nicio fericire pe pământ. Nicio fericire, da. Păi te-a terminat. Când zice acolo în Vechiul Testament, iubește-mă pe mine din toată inima ta, din tot, păi ai nenorocire cuvântul ăla. Deci această propoziție omoară, dacă nu, dacă o încalci și noi încălcăm tot timpul și intrăm într-un mecanism de autoblestem și de autodistrugere. Deci fiecare fapt
prin care tu ai luat mai mult decât ai nevoie, ai început să pierzi viață și te omori. Și stau ăla la coadă, celelalte programe de la alții că au făcut același lucru, vin, se unesc și vin din față ca un tăvăluc și vin în mod repetat ca valurile, ca foc continuu, ca la mitralieră îți vin. Și nu ai cum să scapi. Este imposibil. Deci omul trebuie să se ferească de fericirile lumii. Toate lucrurile pe care le prețuiește el, cel mai mult de alea îi fac cel mai rău posibil. Vrea siguranță, are nevoie de nesiguranță. Vrea stabilitate, are nevoie de instabilitate. Deci, efectiv, real, trebuie să te ridici și să te duci să cauți instabilitatea. Nu, să nu cauți, să nu stai, să nu stai să-ți fie bine. Să nu vrei să-ți fie bine. Nu căuta binele, că ăla te omoară. Fugi. Fugi de binele propriu. Îți este bine că nu te mai solicită cu lucrări la servici? Nu e adevărat. Îți este rău dacă nu te mai solicită. Du-te și le oferă-te. Ia din greutățile celorlalți și susține-i. Ajută-i. Încarcă-te singur. Te încarci singur, dar e singur. Ca să nu vină o neplăcere după aceea, că după aceea noi ne uităm. Stai puțin, de ce mi-a venit boala asta? Am răcit. Nu? Păi răceala este cea. Deci vine răceala. Toate lucrurile astea, cât de banale sunt, nu? Vine exact gripa. Vine exact când nu mai ai energie subtilă. Când a apărut o durere, pac, n-ai energie subtilă. Ți-ai căutat binele propriu prea mult. Trebuie să te restrângi. Altă soluție nu există. Hai să mai luăm o întrebare, că mai e timp. Cred că e ultima asta. Ce, Atunci. domnule Ghidel, nu credeți că vă contraziceți singur? Și vă spun la ce mă refer. Susțineți că tot ce se întâmplă este perfect așa cum este, însă aici, la școala iubirii, țineți mii de dialoguri susținând că dețineți adevărul și vreți să schimbați totul. Că doar ce spuneți dumneavoastră este calea către divin. Păi nu sunteți în ego? Păi nu-l anulați dumneavoastră pe Da, creator? bineînțeles, bineînțeles, noi Și suntem eu. și. Deci, noi aici suntem și în ego, noi cădem, nu suntem perfecți. Da. Și facem tot posibilul să cădem. Este foarte bine că. Dar este doar o observație datorită care vine din faptul că școala iubirii are posibilitatea să stingă și să oprească ura. Ura și judecata. Deci, exact ce zice doamna aceasta. De parcă ar Da. fi din școala iubirii. O fică, nu știu, are un nume de ăsta cu numere, cu cifre, cu glitere, cu... Deci eu am zis acea afirmație special. Special am zis această afirmație că, într-adevăr, sunt uimit că noi am nimerit pe înțelepciune veche de mii de ani din Noul Testament sau din Tao Te Ching, necitindu-le. Ne citind Da. Vechiul Testament, spre exemplu, am fost uimit că am putut să cădem pe chestia aceasta. De unde se trage? Părerea mea este că se trage de la. Nu e, nu sunt, nu sunt calitățile noastre. N-am scris eu cartea, o scrie cineva prin mine că ți-am zis că sunt Da. doar un fel de prinzător de suflet, de fluturi, pentru că toate textele acelea nu le știu și nu știu ce conțin. Și trebuie să le înțeleg și eu. Fac un efort să le înțeleg, le citesc de mai multe ori ca să le înțeleg. Ele vin, deci cărțile nu sunt scrise de mine. Apoi, informația, schimbarea profundă a fost prima dată pe planeta extraterestră și a doua în Muntele Bucegi, la înțelepția aceea, când am deschis cartea aceea și mi-a venit spre mine. În clipa respectivă am început să văd totul, deci vedeam lucrurile pe dos, dar acum le-am văzut clar pe dos. În sensul că mi-am dat seama de pașii care trebuie făcuți. Și mi-a venit acest înțelege dat. Trebuie să înțelege că nu e nimic de la noi. Da? Și noi ne-am poziționat cumva în afară și am privit fenomenul care se întâmplă, școala iubirii, din afară și am văzut care sunt avantajele extraordinare ale lui. Că el blochează judecata și blochează ura. Și nu mai vezi rău și vinovat niciunde. Să vezi pe Dumnezeu. Și de aceea l-am mirat. E doar o mirare. Dă-ne voie să ne mirăm și noi. Că vine Dumnezeu sub formă negativă, sub forma unui rău. Și răul acela vine tot de la el. Că zice în cartea lui Iov, dacă acceptați binele pe care vi-l dau eu, de ce nu acceptați și răul pe care tot eu vi-l dau? Această afirmație este de bază, este fundamental și este liberatoare. Și dă-ne voie să ne și bucurăm că am scăpat de cât se poate, că poate în alte situații de viață vom cădea din nou.
Da. Nu este nicio problemă. Dar vreau să scot în evidență doar faptul că este soluția ca să poți să nu mai vezi rău în lume. Că în momentul în care nu mai absolutizezi virtuți, nu-ți mai vine niciun rău. Când înțelegi că răul acela este tot Dumnezeu care vine corector și scade orgoliu, este foarte bine ce se întâmplă. Și doar a fost o subliniere a faptului că rezolvă foarte ușor, simplu, lucru care altfel ar rămâne într-o formă din asta răzvrătită în noi, adică fără nicio rezolvare. Da. Da, să ne bucurăm, există și bucuria. Să ne Dar bucurăm că nu suntem tot timpul răzvrătiți, că nu suntem agresivi, că nu cerem socoteală cuiva. Deci cel care cere socoteală este diavol deja. Da? Deci cel care este răzvrătit, care reacționează, care ripostează, este o ființă întunecată, pentru că numai diavolul reacționează. Sufletul se lasă bătut. Se lasă călcat în picioare, scuipat și bătut. Sufletul nu reacționează, nu se luptă. Nu vrea nimic pentru sine, nu vrea niciun avantaj, nu vrea să câștige. El vrea să piardă din start. Da? Și cel care este răzvrătit întotdeauna este diavolul răzvrătit. Cine ești tu să-mi spui mie una ca asta? Asta zice diavolul. Sunt niște dialoguri al lui Corrado Malaga a făcut niște exorcizări și a vorbit cu diavolul dintr-o femeie și diavolul râdea acolo și zicea chestiile acestea. Nu aveți cum să scăpați de noi, sunteți toți în mâna noastră. Foarte puțini sunt cei care sunt liberi. Și cum îți dai seama? Păi ăla e răzvrătit, suntem noi. Deci ăla care se răzvrătește, care cere socoteală, care corectează, Da. suntem noi. Și îți dai seama imediat când cineva este răzvrătit. Eu am mereu întâlnesc cu oameni de genul acesta și sunt exact cei care sunt dogmatici religioși sau dogmatici New Age. Sunt de o ferocitate, de o răutate incredibilă. Incredibilă. Da. Dar în același timp că doamna sau domnul ce or fi aici zice că doar ce spuneți dumneavoastră este calea spre divin. Dar noi n-am zis, nici tu, Marius, tu n-ai susținut niciodată că doar asta e calea. Ai spus că orice cale e spre divin. Și mai devreme sau mai târziu, pe orice cale apucăm, tot acolo Păi ajungem. ajunge la îngăduință maxim, să ajunge tot aici. Da. Deci toate căile. Păi și prin New Age se poate ajunge, și prin Noul Testament se ajunge la divin, Da. dar se ajunge prin suferință, că tot timpul devii răzvrătit, agresiv, crește agresivitatea, te Da. crezi superior, te crezi ales, deosebit, și atunci atragi din față necazurile. Nu e problemă. Și prin suferință, și prin New Age, și prin Noul Testament, tot acolo se ajunge, dar prin suferință. În viața asta sau în altă viață, nu este problemă. Deci, prin suferință. Și de Da. multe ori, prin suferință se poate ajunge chiar mai repede. Mai repede, sigur. Pentru că lovește cu o boală de nu se vede, o pierdere, îi moare copilul, ceva se întâmplă grav de tot. Nu este. Dar uite-te la ei, cei care sunt spiritualiști, din aceștia sau New Age, ce orgoliu imens au. Au un orgoliu imens și nu explică, nu spun cum se face. Întotdeauna vorbește în efect, vorbesc în efecte, dar nu spun pașii, pentru că nu poate nimeni să-și permită să spună pașii, pentru că nu mai vine nimeni la ei. Și ei tot ce spun spun în așa fel încât să atragă oameni la ei, să-i vindece, să și mai departe. Dar nimeni nu să spună că trebuie să fii sluga tuturor, ca în Vechiul Testament. Noi doar spunem ceea ce au zis alții, nu venim cu idei de la noi. Deci nimeni nu o să zică că trebuie să fii robul tuturor, să faci voia celuilalt, nu voia ta, să te lași folosit, să dai dreptate întotdeauna și să fii de acord cu toți. Pentru că sufletul ăsta face. Da? Și noi am arătat că asta, că este calea asta, că este prin slujire. Ce e rău în asta? Da. Nu? Și să ne Asta bucurăm, vreau. să ne bucurăm că nu cerem socoteală la alții. Să ne bucurăm că nu ripostăm, că nu reacționăm, că nu
Vrem să-l schimbăm pe celălalt, când îl atacăm, să ne bucurăm de asta. Da. Este foarte important. Într-adevăr, cineva ne-a zis o chestie interesantă, că toți ăștia spiritualiști sunt, spun lucruri generale care nu le poți aplica și nu poți să faci absolut nimic cu ele. Și că a spune cum se face este lucrul cel mai de dorit, de căutat. Numai că nu poate fi urmat de oameni. Deci numai omul în suferință, care nu mai are alternativă, nu mai are speranțe, numai acela poate să urmeze această cale. Da. Altul nu poate să urmeze. Este imposibil. De aceea am zis că noi facem tot posibilul aici să îndepărtăm oamenii. Să nu ne asculte, să nu ne vadă, să nu se uite la noi, să plece. Și nu, numai acela poate să... numai atunci când rămâne, când totul a fost împotriva concepției lui de viață și binelui pe care și l-a închipuit că ar trebui să-l caut în viață, când totul este împotriva concepției lui de viață și distruge mai mult această concepție de mai mult bine pentru sine, numai acela se poate elibera de eu. Deci, o lucrare în care distrugerea este mai mare decât construcția este singura care poate să te salveze. Deci noi aici mereu urmărim să distrugem tot ceea ce pune omul pe primul plan. Exact cum s-a întâmplat în Vechiul Testament, nu, și în cărțile sfinte dinainte, nu, da. Cum este Tao Te Ching, se distruge complet, mai mult acolo se spune că atașamentul de valorile materiale înseamnă crimă. Crimă asupra sufletului. Da. Da. Deci sunt foarte drastici cu lucrul acesta, dacă se citește Tao Te Ching, dar depinde de ce versiune. Că fiind un limbaj metaforic, oamenii au interpretat cum le-a convenit lor. Da. Deci trebuie să înțelegem și să nu se supere nimeni, că și prin calea suferinței, prin Noul Testament, prin New Age, este tot acolo se ajunge, nu e niciun fel de supărare. Prin suferințe s-ar putea să se ajungă mai repede. Calea aceasta este liberatoare, știi de ce? Pentru că nu mai poți să urăști. Nu mai poți să fii răzvrătit, nu mai poți să fii... Nu mai poți să împarți. Să împarți, să... nu mai simți nevoia să corectezi pe celălalt, să-i ceri socoteală, să te crezi superior, să te crezi ales și deosebit. Nu mai poți face lucrul ăsta. Accepți așa cum este și este o bucurie să ne dăm voie să ne bucurăm că nu mai urâm, că nu mai judecăm. Da. Că dacă ajungem la această înțelegere, s-ar putea ca în alte situații să cădem. Dar trebuie să înțelegem că nu e căderea noastră, ci da. Dumnezeu ia rolul acesta prin noi și îl corectează pe celălalt într-un anumit mod, prin ego-ul nostru sau prin lipsa ego-ului nostru. Da. Îl corectează. Și nu poate fi acuzat omul de nimic. Da. Lucrul cel mai sigur în lume este relativitatea. Totul curge. Nimic nu e stabil. Bun, mai este vreo întrebare? Nu, momentan nu. Mamă, le-am terminat. Mă mie. Bine atunci. Da. Bine, Marius. Mâine dimineață. Mulțumim frumos. Da. Mulțumesc frumos și o zi bună.